Jocul Among Us? Voi ați organizat asta? Nu! Trebuie să alegem câte un bilețel. Da. Da. Haideți mai repede să alegem. Eu aleg sarcina 4. Eu 2. Eu 11. Eu 7. Eu 10. Eu 9. Eu 5. Eu aleg asta. Fuga, am îndeplinit sarcinile. Schimbă locul la toate încălțăminte. Ce mai sarcină? Aranjează numerele în ordinea crescătoare. Eu. Dar Alex nu este. Cineva l-a înghețat pe Alex. Păi cine poate fi? Da, cineva din noi e impostorul. Cineva, dar nu știm. Suntem foarte mulți și eu căutam sarcina mea și chiar nu am văzut pe nimeni. Eu tot n-am văzut pe nimeni. Nici eu. Eu pe nimeni n-am văzut. Nici eu n-am văzut pe nimeni. Nici eu. Hai să votăm. Păi ce să votăm? Pentru că nimeni pe nimeni nu a văzut. Haideți să continuăm jocul. Hai. Păi cum se găsește impostorul? Da. Ghicește ghicitoarea. Oamenii mă cumpără ca să mă mănânce, dar niciodată nu mă mănâncă. Care este răspunsul? De ce mă urmărești? Eu am sarcină afară, nu pune mâna pe mine. Nici tu nu pune mâna pe mine, eu tot am sarcină afară. Misiune îndeplinită. Oare nu o fi el impostorul? Sarcina mea! Aleargă 3 cercuri în jurul casei. Vorbește 2 minute cu Cosmos despre viață? Ce mai sarcina asta? Cosmos, ce părere ai? Ce fel de viață duci tu? Îți place? Îți plac stăpânii tăi? Te hrănesc? What? Care este răspunsul? Rezolvă problema logic. Aha, văd că îți place. Dar ce poți spune tu de carantină și de pandemie? Văd că și tu stai în izolare. Ce părere ai tu? Ție-ți bine, Cosmos. Nu ai lecții, lucru, școală. Stai aici în cușcă și te odihnești toată ziua. Te hrănesc, au grijă de tine. Straniu, ce aleargă el? Cosmos. Misiune îndeplinită. Mereu mă urmărește. Sarcina îndeplinită. Iar tu!
Nu, tu mă urmărești. Umble peste tot de urma mea. Nu sunt eu, tu ești. Tu. Eu cred că Ina e impostor. Cine a eliminat-o pe Cristina din joc? M-ai speriat. De ce ai apăsat butonul? Păi tu nu vezi că lipsește Cristina? Dar unde e ea? Am găsit-o în dormitor, este eliminată din joc. Eu am văzut cum tu te-ai dus în dormitor, tu ești impostorul. Eu îndeplineam sarcina împreună cu tine, afară. Tot îndeplineam sarcina. Și eu, și eu. Eu tot. Eu zic să nu pierdem timpul și să continuăm jocul. Deci să mergem. Cum crezi cine este impostorul? Desenează-i portretul. Aha. Trebuie să fie foarte urât. Misiune îndeplinită. Oh, nu! Sara! Strânge haine, strânge haine. Oh, nu! Cineva l-a înghețat pe Alex! Alex! Sara! Doi? Doi? Sau mi s-a părut? Da, doi! Alex și Sara! Cum doi? A mai fost așa ceva? Eu tot prima dată văd așa ceva. Devenim tot mai puțini. Cercul se strânge. Oricum este cineva dintre voi. Sau dintre voi. Nu eu. Nu eu. Eu zic să nu pierdem timpul. Mergem mai departe să depistăm impostorul mai repede. Cineva l-a înghețat pe Sergiu. Cine? Cine a fost așa rapid? Eu pe tine te-am văzut. Și eu te-am văzut. Eu îndeplineam sarcina, făceam room tour-ul la camera lui Alex. Dar eu căutam hainele să le strâng. Eu căutam sarcina mea. Nu știu, eu pe tine nu te-am văzut. Eu cred că tu ești. Nici eu n-am văzut-o. Eu tot cred că tu ești. Eu zic să votăm. Ce să zic? Sofia este impostorul. Eu sunt de aceeași părere. Ați făcut o mare greșeală. Nu! Nu! Ha, ha, ha! Dar voi ați știut cine este impostorul? La. Hai cum, uite, ne așa zâmbim o leactăți și voi... Давай, шумуш. А, mai avem o ieșire. Mergem pe ușa de spate. Hai. Mai avem o ieșire. Mergem să mai avem o ieșire. Mergem să... Ce tu vorbești cu dânsul? Ce să spun? Ce părere ai despre politica în Moldova? Stai că m-ai nădat capul în perete. La barcă! Nu!
Mm-hmm.